Bună dimineața! Chemarea Culturii este o dimineață extraordinară cu soarele sus și luna, și luna pe acolo, pe undeva. Sunt Florin Mihail Bobu și astăzi, aici și acum, citim, ne îmbogățim, trăim și ne bucurăm împreună. De ce? Pentru că astăzi am revenit în fața dumneavoastră cu emisiunea Cartea de Astăzi. Începem așa după cum bine v-am foarte obișnuit cu o gratitudine. Un mare, mare, mare mulțumesc membrilor echipei Niculescu, care, cu mare generozitate, ne-au oferit cărțile. Știți că suntem pe drum? Da, suntem pe drumul devenirii noastre, întotdeauna. Avem 100 de pași de parcurs, și împreună pentru o viață de succes. Pentru că fiecare își dorește o viață de succes, trebuie să recunoaștem asta. Chiar măcar și acolo, la noi, în oglindă. Am ajuns la pasul numărul 11 și anume, ai încredere în instinctul tău. Când sunt logică și nu am încredere în instinctele mele, atunci am problemă. Nu numai una, am mai multe. Spune Angelina Jolie. Ce frumos, ce frumos! Deci, acel gut feeling, acel instinct când trebuie, acel feeling când trebuie să faci ceva și este bine să o apuci la dreapta și nu la stânga, este folositor. Sau este puțin delicat ceea ce spun, însă este un subiect foarte sensibil, o spun cu toată responsabilitatea. Acei oameni care încă sunt în viață de la evenimentele din 11 septembrie, cu turnurile, cei care au întârziat, sunt bucuroși, însă pe de altă parte sunt și foarte, foarte, foarte triști. Câteodată este bine să întârzi, însă nu întotdeauna. Așadar, ai încredere în instinctul tău. De ce? Pentru că arma secretă a succesului este să asculți de propriul tău instinct. De cine altcineva? De fapt, cât de des îți asculți propriile instincte? Iată o întrebare la care este bine pentru noi să reflectăm fiecare. Instinct, ce înseamnă instinctul sau cum îl reperăm? Instinctul este atunci când cântărești niște opțiuni și una pare cea mai bună, trebuie să alegi ceva și opțiunea preferată nu pare a fi cea corectă, încerci să iei o decizie și un plan de acțiune pare a fi greșit, cineva te face să te simți inconfortabil și nervos, simți că ceea ce faci nu merge bine, simți că cineva are probleme și te duci să îl vezi, ai o bănuială că vei colabora bine cu noul tău șef. Americanii numesc asta lucky guess, o greșeală, un instinct fericit. De ce? Pentru că pur și simplu intuiești că se va întâmpla ceva, bine sau rău. Important este să te asculți pe tine. Ai încredere să îți asculți instinctul, pentru că oamenii de succes știu când să folosească diferite instrumente și însușiri ca să-și urmeze propria intuiție. Depășește-ți propriile îndoieli și păstrează un moment de tăcere și ascultă-te pe tine însuți. Să ne ascultăm pe noi înșine și întotdeauna să ne ghidăm după fluturașii din stomac sau pur și simplu despre o idee inspirată. Așa după cum v-am spus și ieri, astăzi vorbim despre business și anume despre al treilea val. Tot de la editura Niculescu, Steve Case, autorul, ne prezintă viitorul în viziunea antreprenorului, în viziunea unui om care și-a lansat deja o afacere sau pur și simplu se gândește să își lanseze una, ceea ce este foarte, foarte, foarte folositor. Al treilea val, viitorul în viziunea antreprenorului. Este vorba de trei valuri de evoluție în organizarea unei societăți. Adică societatea a evoluat, așa cum și omul și așa mai departe. Însă, primul val este cel în care societatea agricolă era stabilă și a predominat mii și mii de ani. Aceste trei valuri au fost prezentate de Alvin Toffler, un futurist american, în foarte multe cărți. De ce? Pentru că este foarte important să ne știm istoria, că dacă cunoști istoria și trecutul, astfel poți să prevezi și viitorul.
acum, trăind prezentul, astfel încât să obții rezultatele pe care le dorești. Așadar, primul val al omenirii a fost societatea agricolă, care a predominat de mii și mii de ani. Cel de-al doilea val a fost reprezentat de lumea de după Revoluția Industrială, după cum bine știm cu toții, când producția și distribuția în masă a schimbat complet viețile oamenilor, Henry Ford și toate cele. Cel de-al treilea val al lui Toffler era epoca informaticii, un sat global electronic unde oamenii puteau accesa liber o gamă infinită de servicii și informații care aveau posibilitatea de a fi parte dintr-o lume interactivă și de a construi o comunitate alcătuită nu în funcție de locație, ci de interese comune. A prevăzut lumea așa cum o știm și noi astăzi, spune autorul. Viziunea lui a fost una captivantă. De ce? Pentru că am știut de pe atunci că vreau să fiu inclus în cel de-al treilea val. Voiam cu adevărat să contribui la formarea lui. Însă ce este foarte, foarte important la această carte extraordinară, îmi place o introducere, și anume antreprenorilor care mă inspiră prin eforturile lor de a schimba lumea. De fapt, este o dedicație și se bucură că face parte din clubul antreprenorilor din toată lumea, pentru că fiecare, indiferent cu acte sau fără, putem fi antreprenori, putem să fim oameni de afaceri, pentru că afacerea vine de la verbul a face. Adică, pur și simplu, trebuie să fim activi. Pentru că de asta ne-am născut, fiecare acceptându-și misiunea. Una mare, desigur. Urcă sus, urcă departe, țel să-ți fie cerul, destinația o stea aparte. Iată cum autorul prefațează această importantă carte cu gânduri de susținere a celor care doresc să își înceapă propriile afaceri. Desigur, avem aici o prezentare, de fapt o analiză comparativă a celor trei valuri. Primul val a fost cuprins între 1985 și 1999. Ce caracteristici a avut? Construirea internetului. Se pun bazele lumii online. Acest prim val este condus de oameni, de produse, de platforme, de parteneriate, de politici și de perseverență, o calitate inerentă nouă astăzi. Al doilea val a fost identificat între anii 2000 și 2015. Economia pe bază de aplicații și revoluția mobilă. Companii de căutare, companii sociale și de comerț online se dezvoltă pe umerii internetului. Acest al doilea val este condus de oameni, de produse și de platforme. Al treilea val, de la 2016, mai încolo. Adică și anul acesta, și anul viitor, și așa mai departe. Internetul pentru orice. Știți dumneavoastră internetul lucrurilor, Internet of Things, IoT? Adică pur și simplu totul poate fi digitalizat, totul între ghilimele, pentru că există și anumite limitări tehnologice. Așadar, al treilea val a început în 2016 și continuă. Internetul pentru orice domnește. Conectivitatea ubicuitatea vine de la acea chestiuță, acea situație când poți să fii prezent în mai multe locuri. Adică pur și simplu noi putem să avem aici mult mai multe gadgeturi, telefon, laptop, televizorul să meargă și așa mai departe, și ne putem conecta în același timp. Ei, când mi-aș dori și eu să fiu ubicu și ar fi folositor, să știți, uneori. Așadar, al treilea val, am menționat că a început în 2016 și autorul recunoaște asta. Internetul este pentru orice. Este o conectivitate ubicuă care permite antreprenorilor să revoluționeze sectoare importante din lumea reală. Practic, revoluționarea se poate face prin propria contribuție. Cum? Prin creativitate aplicată. Gândesc altfel, combin lucruri, combin stări, adun echipe, creez ceva frumos. Servicii, creez afaceri, creez idei,
creez scenarii pentru filme. Pur și simplu, fiecare dintre noi este un artist, pentru că trăim și mă bucur că sunt acum și aici pe această planetă minunată numită Pământ, pentru că putem să fim creatorii vieților noastre, astfel încât putem ca să contribuim și mai departe. Așadar, acest al treilea val, după cum vă spuneam, este condus de oameni, de produse, de platforme, de parteneriate, de politici și de perseverență. Perseverența apare peste tot, pentru că este o calitate necesară a antreprenorului din orice colț al lumii. De ce? Pentru că fără perseverență, cum poți să ajungi pe Everest, de exemplu, fără perseverență? Să te oprești la jumătatea drumului. Da, desigur, dacă întâlnești pe la 4.500 de metri acel zid al renunțării sau zid al morții, când trebuie pur și simplu să te aclimatizezi, este important, dacă sănătatea îți permite, să-ți continui ascensiunea. Să știți că primul om pasionat de munte, care a escaladat Everestul și a ajuns acolo, nu a ajuns din prima, să știți. Apropo de perseverență, ce este important în viziunea autorului? Cei trei P, adică parteneriat. Există un vechi proverb african de care am învățat să țin cont. Dacă vrei să ajungi repede, mergi singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergi însoțit. Autorul, în această parte a cărții, vorbește despre stabilirea parteneriatelor. De ce? Pentru că este foarte important să existe alianțe, să fim creatori de alianțe, astfel încât să avem seturi de abilități și de competențe combinate. De ce? Pentru că, așa după cum bine știți și este scris acolo de la începutul lumii, în cartea cărților, când doi sau trei oameni se vor aduna în numele meu, eu voi fi în mijlocul lor. Așa a spus Dumnezeu și acolo stă scris negru pe alb. Și în primul rând societatea se bazează pe un grup și un grup începe de la numărul 2, de la un cuplu. De obicei, de la un el sau un ea. Un el și o ea. Un el și o ea. Ok. Aceasta este o echipă. Deci vorbeam despre parteneriat. În cel de-al doilea val, câteva dintre cele mai de succes companii au fost acelea care, practic, au îmbunătățit aplicații de nișă, apropo de internet, și au găsit o modalitate de a promova și apoi popularitatea lor s-a răspândit cu viteză. Cum? Cu ajutorul echipelor. Așadar, cei trei P. Primul este parteneriatul, al doilea este principiul. De fapt, sunt principiile. De ce? Pentru că întotdeauna orice facem, orice acțiune se bazează pe fundament, se bazează pe credințele noastre pe care le-am acumulat. Ne-au fost predate de înaintașii noștri, de părinți, de profesori, de media, de oamenii pe care i-am întâlnit în viața noastră, de mentori. Și aceste principii s-au înmagazinat în noi, s-au încapsulat. Pentru că întotdeauna este nevoie de principii. Principiile oferă integritate. Da? Și coloană vertebrală, exact așa cum se spune. Pentru că un om cu principii este bun cu ceilalți. Adică lucrează pentru sine și oferă și celorlalți. Și al treilea P este perseverența. Această calitate necesară pentru a reuși astăzi. De fapt, pur și simplu și chiar și la începuturile lumii, oamenii, culegători, oamenii vânători, trebuia să fie perseverenți. De ce? Pentru că, așa cum am spus-o înaintașii noștri, never give up este chiar o realitate și este foarte important să bați la uși ca să ți se deschidă de mai multe ori. Să cauți de mai multe ori ca să afli și mai ales să ceri de mai multe ori ca să primești. Așadar, acest al treilea val este unul extraordinar pentru că ne conectează la tot și la toate. Este important să fim conectați atât pe orizontală cât și pe verticală. De ce? Pentru că totuși
Suntem oameni și ne place să fim așa. Deci, afaceri extraordinare să aveți și pentru mâine v-am pregătit tot o carte de business, un tată bogat și un tată sărac de Robert Kiyosaki. Până mâine, citiți, iubiți, trăiți și mai ales fiți fericiți, pentru că merită. Până mâine, o zi extraordinară în continuare. Ne revedem. Pa, pa!